La Beijing are loc conferința internațională de robotică. Pasionații de știință și de tehnologie pot admira aici cele mai noi și interesante apariții în acest domeniu. Atracțiile principale sunt roboții care dansează, joacă fotbal, înoată sau chiar zboară. China vrea să devină cea mai importantă putere din domeniul roboticii și există chiar o strategie națională în acest sens. Și nu este vorba doar de roboți care știu să danseze, ci mai ales de cei folosiți în industrie. Cu siguranță, acest robot vă oferă o forță suplimentară. Una dintre firmele care participă la expoziția de la Beijing prezintă un așa numit costum de Iron Man. Scheletul exterior electric vă ajută să ridicați cu 30 de kilograme mai mult. Cei mai populari roboți sunt totuși cei inspirați din natură. Robotul rechin pare atât de real încât cineva a crezut că noi chinuim o viețuitoare aici. De fapt, e doar un robot în acvariu. Acești roboți știu să joace fotbal și, în plus, sunt platforma perfectă pentru ca tinerii să învețe programare cu ajutorul lor. Trebuie să le programăm fiecare mișcare. Trebuie să avem în vedere și faptul că roboții au camere, cu ajutorul cărora pot recunoaște obiecte. Îți trebuie, printre altele, multe cunoștințe teoretice, dar și să știi bine programare. Standul companiei Festo din Germania a fost arhiplin, grație unei vulpi zburătoare care și-a etalat calitățile în aer deasupra capetelor vizitatorilor.